Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Etalare pentru februarie aproximativ, dar nu uitați că etalarele se pot manifesta și înainte și după momentul prezentării. Deja au venit câteva mesaje, dar înainte să le citesc pe acest an, am observat niște chestiuni legate de lumânare. Lumânare care? Una e aprinsă, alta e stinsă. Lumină care vrea să iasă și lumină, un adevăr care trebuie să iasă din cușcă. Știți că am o colivie în care îmi țin eu o lumânare. Ceva s-a întâmplat înainte, exact înainte să încep această etalare. Dorința cuiva de a ieși din cușcă, de a se elibera. Și e o chestiune de creștere spirituală, de adevăr, de loc în care cineva nu-și mai găsește locul, nu-și mai găsește lumina, nu-și mai găsește căldura. Da, și poate și de niște lacrimi, în fine. Și a venit un mod special, ia să vedem, așa, da. Uitasem, între timp a trebuit să-mi aduc pisoiașul din altă cameră. 13, interesant. Moarte și renaștere, 26, 8. 13, casa Scorpion, este cartea Scorpionului, moarte și renaștere în tarot, dar 8 e casa 8-a Scorpionului. Moarte, renaștere, bani, taxe, sex și obsesii. Să nu uităm și obsesii cu aceste cărți, clar. Este o conexiune obsedantă, obsesivă, a cuiva față de cineva. Nu știu a cui. A voastră față de cineva, a cuiva față de voi. Dar înainte de toate, orice ar fi, să știți că manifestați aceste tendințe sau de a vă atrage oameni obsedați, acaparatori, le manifestați pentru că aveți în străbuni, cartea ancestorilor, a străbunilor, aveți în familie, în poveștile vechi, poate pe care nu le știți, poate pe unele le știți, poate că și părinții au niște chestiuni nevindecate. Și dacă nu știți nimic de părinți, mai întrebați, mai încercați, mai studiați-vă părinții, nu-i mai idealizați atâta. Nu zice nimeni să nu-i respectați, îi respectăm, dar trebuie să-i studiem ca să nu copiem. Mai ascultați și chestia cu copilul interior, o să continui. Ca să nu copiem, să nu copiați ce au făcut și ei, greșelile pe care le-au făcut și ei. Sau tendințele cu care vin din străbuni, din străbuni în străbuni. Iar este o legătură foarte, dragii mei, toxică pe care o aveți din alte vieți sau din străbuni, pur și simplu. Nu știu dacă am zis același lucru sub altă formă, m-am străduit să fie sub altă formă. Sper să fi reușit. Da, urmează să manifestați renașterea, exact cum am zis, transformarea, eliberarea. Da? 33, legături armonioase, cât ar fi de deosebite, de ciudate, dar sunt armonioase. Să manifesta schimbarea și transformarea și ascensiunea și ia uite, 8, iar 8, o transformare în bine. Stabilitatea nu înseamnă să stai pe loc, înseamnă să fii tot timpul în mișcare. Stabilitatea este în noi și apropo de copilul interior, o chestiune de copilul interior. Ia uite, eliberare unde am deschis. La cal, la eliberare. 2 și cu 4, 6, ca să vă puteți bucura de iubire armonioase, trebuie să vă vindecați, trebuie să fiți autentici, trebuie să vă eliberați. Și fiți atenți la lună plină, am văzut și puterea. Poate cineva a ascultat etalarea în care a apărut puterea unei dintre voi. La capăt, așa, în timp ce am mesecat aceste cărți, pre-etalarea asta, a apărut eremitul. Fecioară, în mod special, blocat de 6 de bâte. De cineva cu marcaj în semn de foc, berbec, leu, săgetător și apoi 6 de cupe. Ar fi, după o tăcere, blocată de intervenția cuiva, de egoism, pentru că este, în primul și în primul rând, tinde să meargă în jos cartea. Sau, dacă nu fi de egoism, poate să fie și de dorința cuiva de a câștiga lumea, niște obsesii profesionale sau, în fine. Aceasta a fost, să zic, blocată, reblocată, clarificată de 6 de cupe. Care înseamnă
un soi de împăcare. Interesant, la capătul setului de cărți ați putea fi voi, împărăteasă, deși nu-mi place să fixez arcanele pe zodii, dar e femeia divină trezită. Este dragostea trezită la potențialul ei, ieșită din cușcă, cu alte cuvinte, după eliberările de rigoare, iar renaștere. Renaștere dintr-o situație confuză, conflictuală, mental, emoțional, plină de mister, de frici, de obsesie, paranoia, paranoia cu 5 de spade și luna, paranoia, sau narcisism cu 5 de spade și 6 de băte, ce aveți aici? Și poate să fie și o mamă sau o femeie care vorbește negativ, care îi place să se certe, care tot timpul argumentează. Nu contează zodia, nu contează zodia. Și nu uitați că fiecare zodia are uscăciunile ei. Da, fiecare. Și zodia mea, și zodia voastră, și zodia lor, și zodia tuturor. Așadar, e bine să nu vă fixați prea mult pe zodii, dar, ia uite, încheiați acest capitol. Încheiați acest capitol. Posibil cineva să fie peste hotare, dar, împărăteasă, încheiați acest capitol și creșteți dincolo de aceste, ia uite, obsesii pentru bani, niște relații ascunse sau relații cu oameni care sunt prea materialiști pentru cei sau cele care vor să crească spiritual. Ia uite adevărul. Am zis, dorința de a comunica ceva. Studiați un pic pe cei din pe cei care fug de responsabilitate. Un mincitos cu un personaj care spune adevărul. Ce diferență? Ce diferență? Un slujbaș. Dați-mi voie să caracterizez așa, bărbat, femeie, ce-o fi slujbaș. Om care are relații casa șaptea, a balanței. Dar nu zic că sunteți voi. Un personaj cu care aveți relații. Sau poate unii dintre voi ați fugit de un adevăr. Ați fugit să vă manifestați, să vă studiați și să vă manifestați adevărul. Eliberarea. Poate fugiți de adevăr. Vă este frică. Cu alte cuvinte, vă autosabotați. Și mulți nu o să ziceți că sunteți voi, pentru că, în general, e mai ușor să-i acuzăm pe ceilalți. Dar să știți, am zis eu, atragem anumiți oameni, pentru că, chiar dacă noi suntem corecți, ceva în familia noastră este, ceva în viața părinților a fost ceva acolo care trebuie studiat și vindecat. În fine. Hai să vedem cum ar trebui să fiți voi în februarie. Aproximativ. Ia uite. Sper să ascultați etalarea pentru portalul 2 a doua și vă rog frumos să-mi bifați dacă ați ales numărul care are această imagine. Transformare. Dar, dragii mei, aveți de transformat o relație? Sunt doi. Dacă vă transformați doar voi și ei nu, îmi pare rău. Urmează un alt drum. Ia uite, 28 și 29. Nu e un soi de eliberare, eu asta văd. Fiți loial față de voi înșivă. Nu zice nimeni să trădați. Dar dacă stați lângă cineva, ia uite, nu, e portal, aici este un portal. Și terminăm anul tigru și ne îndreptăm spre anul iepurelui, da? E un portal, 3 și cu 4, 7, faetonul. Lăsați, mișcați-vă, ieșiți din spațiile care vă țin potențialul în loc. Și nu-i nicio trădare a nimănui. Este trădarea voastră dacă voi nu îndrăzniți să vă transformați, pentru că e cocorul care reprezintă Phoenix în cultura chinezească. Aveți puterea. Aveți puterea. Să vă creați, ia uite, să vă creați relații bazate pe egalitate. 3 și cu 4, 43, uite, așa ce oglindire. Să creșteți împreună, să aveți reciprocitate, da? Dincolo, da? Și să puneți capăt. Aveți puterea, uite, puterea. Și e numărul justiției. De a pune capăt. 13, moartea acestor relații, să tăiați stringurile. Cu cine? Cu oamenii toxici. Scopul, scuză, mijloacele. Nu e delfin. Nu, este rechin. Da? Scopul, scuză, mijloacele. Nu mai zic, am tot zis și cred că ați învățat ce zic eu despre cartea asta, unii dintre voi.
Eliberație. E și o obsesie sexuală a cuiva. Cineva are niște obsesii sexuale. Ce să zic? Deci, au venit cele două cărți. Hai să curăț, să mai amestec o dată. Sufletul, loialitate, sufletul și loialitate, loialitate față de sufletul vostru, dragii mei. Față de sufletul vostru. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Iată, tot apare 6 de cupe și valetul de spade. Posibil cineva să încerce să comuni și deși cu spada în jos mai degrabă studiază. Un personaj din copilărie cu care aveți relații mai vechi, cu care v-ați și luptat. Posibil cu care aveți copii. Unii, nu toți. De două ori. De trei ori. Decât să stați să rezistați, eu zic mai bine să vă eliberați. În fine. Nu mai contează ce zic eu. Deși eu zic conform cărților. Doi de monede. Încă nu știți ce să alegeți. Îndrăgostiți. 10 de monede. Și 9 de cupe. Eu le-aș pune așa. Eu așa l-aș pune. Aveți de ales. Între falsa stabilitate, că 10 de monede e o falsă stabilitate. Dacă vă închipuiți că o casă, un job, vă oferă stabilitate, greșiți. Stabilitate, greșiți. 9 de cupe vă oferă stabilitate. Dragostea față de voi, stima față de voi. Da? Însă. Posibil pentru unii, o să clarific. Să fie o ceva, o bucurie în familie, 9 de cupe și 10 de monede, mai spre sfârșitul, poate cu Valentine's, nu știu, rămâne de văzut. Ah, interesant, dragoste, 16. Aș spune că începeți februarie, unii dintre voi, într-o situație, o fi veche, care sunteți între două joburi, între două case, între două drumuri, sunteți tot timpul pe drumuri unii, că văd apă, văd... corabie, sunteți între două situații, poate între două iubiri. Oricum nu știți încă ce să faceți, ce să alegeți. O să și clarificăm, să vedem dacă o să alegeți, ce o să alegeți. Dar totuși cred că unii dintre voi veți alege, totuși. Dragostea față de voi, speranța, stima. Interesant, renașterea. Dincolo de 5 de spade. Interesant, acum apare 5 de spade și împărăteasa. Mai devreme era luna și 5 de spade. Și luna și împărăteasa reprezintă o femeie, în mod special mama. Sau mama copiilor. Posibil unii dintre voi vreți să renașteți, să vă eliberați din niște conflicte pe care le aveți cu o femeie. Posibil, da. Iar luna, 8 de monede, împărăteasă. Această femeie, am senzația care, nu știu, pentru unii dintre voi, așteaptă tot timpul să munciți pentru ea. Poate sunt două femei. Mama și soția. Nici nimeni să nu muncești pentru relațiile pe care le ai. Dar dacă doar la atâta se reduce viața unora, e grav. Pentru cei care încercați să renașteți de mai mult timp și să manifestați abundență, este un personaj care tot timpul intervine cu 5 de spade, tot timpul intervine și vă dezechilibrează într-un anume fel. Hai totul să vedem totul. 2 de monede. Să clarificăm. Asta vrea? Ia uite, 5 de spade. Acest personaj vă dezechilibrează tot timpul. Vine cu comentarii, cu bârfe, cu instigări, cu
un anume tip de conflict mental. Ia uite. Soare, cineva cu marcaje în zodia leului, mă special, apare. Care vă sacrifică. Valetul de spade în acest context ar putea să cineva să influențeze prin bârfă, prin tăceri, tăceri care creează conflicte, o atitudine agresiv-pasivă, în general tipică celor cu planete în balanță. Nu zic musai de voi, planete în balanță, dar în fine. Și de-aia trageți. Dacă aveți voi niște planete și ceilalți au planete suprapuse peste planetele voastre, se creează ceva de genul ăsta. Hai să vedem totuși în continuare. Îndrăgostiți-i. Pentru că aveți de transformat totuși ceva. Nu e în regulă aici. Ia. Împărăteasa și 8 de monede. Pentru unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă cu un personaj, bărbat, femeie, excepțional. Și posibil acești 5 de spade din trecut, sub ce formă? Poate să fie în familie, colegi, alți colegi sau în familie. Aceștia să dezechilibreze, să invidieze. Dar hai să mai vedem. Ia uite lumea. Iar este la distanță. Acest personaj este la distanță. Posibil ați încheiat. Posibil ați încheiat. Sau urmează să încheiați un capitol. Cine ați încheiat? Cu un semn de pământ ați încheiat? Da. Pare că totuși temperanța, soarele. Aveți marcaj puternic în săgetător, poate cineva? Am senzația că sunt două persoane. Nu știu, posibil că și cu semnul de foc urmează să încheiați. Ia mai dăm o carte, 10 de monede. Nebună. O luați de la zero. Vă eliberați mai totuși de ceva toxic. Vă eliberați de ceva toxic. Asta e minunat. Totuși, este minunat. Nu știu, obsesie sexuală cu regele de bâte și valetul de bâte. Sau sunt unii oameni, doamnelor, care niște bărbați care au niște tendințe obsesive. Da, dacă sunt deși frumoase, e normal. Nouă de cupe. O să mai clarific dacă simt nevoia. Nouă de cupe. Soare și 6 de bute. Nu știu, sfârșiți luna cu o mare bucurie, cu un mare succes. Pentru că înainte de acest succes, vedeți cărțile, ia să vă așa. Uitați, 9 de cupe, soarele și 6 de bute. Ceva, un personaj vine în viața voastră și vă bucurați foarte mult. Nu mai fixez pe zodii. Nu, nu. Ia uite, 4 de bâte. După o perioadă de tăcere, de griji, de analiză, se schimbă energia. Ia uite. Judecata și roata norocului. Vă întâlniți cu un personaj care vă bucură, vă alină, vă dă putere. Acum lumina o văd altfel.
Luna mare a preoteasă. Patul de spade, asul de cupe. Un personaj față de care probabil unii dintre voi ați ascuns o dragoste. Ați ascuns și din cauza asta s-a manifestat o separare. O separare între voi doi. Nu știu, aș spune că e vorba de o reîntâlnire. Poate să fie și o întâlnire la un restaurant. Patru de putere. Ori vă invitați pe cineva, ori cineva vă invită. Dar ideea e că se termină luna cu o mare, mare bucurie. Nouă de cupe pentru mine este steluța. Soare e aici și steau și sper. Pentru că ați sperat, manifestați. Dar, recunosc, să nu uit și varianta asta, există și potențial mare de, nu știu, pentru unii va fi bine, pentru alții, posibil să vreți să vă, să vă eliberați cu nebunul, să începeți ceva de la zero și să vă eliberați de un personaj foarte egoist. Nouă de cupe poate să fie egoist, soare să fie centrat doar pe sine, șase de bute la fel, să caute doar atenția, dar, vedeți, variază, am două variante, vedeți, pe care le manifestați. Eu sper să manifestați bucuria și persoana care va duce soarele în viață. Aș vrea totuși să mai clarific, totuși, cinci de spade sunt nevoia, deși trebuia să fie o singură carte. Ia uite. Cinci de spade. Este clarificat de regele de cupe și 8 de bâte. Cred că sunt două energii între care sunteți, cu doi de monede. Hai să fac altfel. Că este mai sus, mai greu de atins. O energie care e aproape de voi și vă creează conflicte, argumente, certuri, iar un anume tip de egoism, cineva care vrea să aibă ultimul cuvânt, și o altă energie, un alt personaj care vă bucură sufletul, vă alină sufletul, dar care e la distanță. Poate cândva sau poate în această perioadă comunicați pasional cu acest personaj. Și când zic pe care pasional, inspirant aș spune mai bine, nu neapărat pasional, inspirant. În ce sens variază de la un om? Dar cu acest rege de cupe, unii dintre voi, eu cred, repet, nu vreau să mă fixez pe zodii, puteți să gândiți voi cum vreți acest rege de cupe, dar pentru mine regele de cupe e un personaj echilibrat, matur, pentru că regii sunt maturi, chiar, și nu e obligatoriu să fie energie masculină, poate să fie și feminină, dar într-o vibrație matură, echilibrată emoțional, și cu care să... La distanță să fii împărtășit ceva sau să împărtășiți ceva. Inspirant. Mie îmi dă de bine. Dar iar am un alt scenariu, deși nu-mi place să creez scenarii. Dacă știți că ați avut de-a face cu cineva, aș spune scorpion cu tendințe toxice, pentru că nu toți scorpionii sunt așa. Dar pentru unii, posibil ori leu, cu 8 de băte, manipulator emoțional și mental. Și când zic leu, iar nu mă refer la zodie, ci mă refer la aspecte. Cineva cu aspecte în zodia leului, dar aspecte negative, manipulator mental și emoțional. Ori cineva cu marcaj în zodia scorpionului, varianta sa negativă, de care vă eliberați. Pentru că aceste două variante negative, toxice, vă dezechilibrează. Dacă reușiți să vă eliberați, că am vorbit, este chestiune de eliberare. Apoi urmează acești îndrăgostiți. Ar fi o întâlnire bazată pe dragoste, pe înțelege, pe armonie, pe care o puteți construi. Poate întâlnire, poate colaborare, poate dragoste. Variază de la om la om. Îndrăgostiți. Doi oameni
care se apreciază. Nu mai zic că se iubesc, dar variază de la om la om. Iar nu vreau să vă creez scenarii pentru că... Dar v-am dat mai multe variante. Însă această variantă bună, variantele bune se manifestă dacă vă eliberați de figurile negative. Și zic figuri că poateți mai multe. Că am văzut conexiune toxică, da? Cu ochii voștri. Dar este moarte și renaștere, 13. Trebuie să vă transformați. Și am zis 13 și mi-a părut se parcă și 8, parcă, nu? Chestiuni care țin de casa scorpionului sau de casa 8-a. Casa 8-a în care unii au obsesie pentru bani. Dar, repet, dacă v-ați concentrat prea mult pe stabilitatea fizică, profesională, unii dintre voi vă dați seama că v-ați concentrat pe ce nu trebuie. Și vreți orice relație, că doi, poate să fie relație sentimentală, eu știu, familiară, rude, da? Sau profesională, sunt doi oameni. Orice relație ar fi, aveți de transformat acolo. E o relație, cel puțin una toxică, dacă nu sunt mai multe. Poate unele doamne de ziua de Valentine's se vor simți într-adevăr fericite. Interesant că sfârșitul lui februarie se termină și cu dragobetele. Poate de Valentine's și de dragobete să aveți niște momente frumoase. Ar fi frumos. Mi-aș dori din tot sufletul, dar repet, ca să vă bucurați, să atrageți, mai bine zis, acest potențial, trebuie să vă eliberați, să alegeți odată ce este bine pentru voi. V-am zis ceva ieșit din cușca asta, din colivie. Păi. Și aș vrea să mai... Ia uite, Luna. Era o părută asta. Unora vă e frică de trezire spirituală. Unora vă e frică de o separare care s-a produs între voi și cineva. Iar apar aceste cărți. Da, cineva și-a blocat destinul. Na, o nouă de bâte și steaua. Steaua și regina de cupe. S-au blocat conexiunea cu persoana care vă vindecă mai. Alegeți corect. Și nu corect, alegeți spre binele vostru. De ce ați blocat, unii dintre voi ați blocat acest lucru, sau dacă nu voi, cu voința voastră, sub influența și manipulările altora. A fost un personaj, regina de cupe și steaua, care putea să vă vindece, care poate în continuare să vă vindece. Ia uite, cu care aveți o conexiune profundă, care vă dă putere. Dar apar aceste blocaje și, repet, din cauza posibil a manipulărilor, ori a unui soț, ori a unei soții, ori ce mă bălbăie, ce am? E o chestiune de comunicare. Și iar, această vindecare, o iau ca pe o vindecare, nu ca pe o dragoste. Poate să fie și dragoste, de eu simt ca o... Pui, ce mă bălbăi! Eu, nu știu, nu știu cine, nu cred că steaua și regina de cupe se bălbâie. Cred că persoana care blochează această comunicare. Și nu e vorba de bălbâit, e vorba de a nu găsi cuvintele potrivite. Posibil din cauza asta personajul a plecat sau s-a produs separarea între voi și, nu știu, acest personaj. Și așteptarea. Clarificăm nebunul. 10 de monede. Ia uite, 8 de cupe.
Da, nu știu. Eu cred, din ce am văzut mai devreme, că familia poate să fie și căsătorie, dar nu obligatoriu, și străbunii, neamurile. Ori soția cuiva, că nu știu exact voi pe cine reprezentați, voi cei care ascultați. Soția cuiva, sau mama, sau rudele, au intervenit într-un anume fel, într-o conexiune foarte importantă și foarte frumoasă, care v-ar fi transformat sufletul, care v-ar fi arătat că există dragoste adevărată, că se poate ca doi oameni să se aprecieze și să crească. Eu asta simt. Însă, este foarte posibil totuși, unii care ați înțeles acest lucru, să vă eliberați de acest 10 de monede. Cineva se eliberează de această căsătorie sau tradiție sau familie sau job. De falsa stabilitate. Cineva. Eu mi-aș dori să fiți voi care vă eliberați. Dar, eu știu, cineva se eliberează. Și ia de la zero. Eventual, ca să devină independent. Se eliberează de cupele, iar 8, da? De cupele pline cu pelin, le zic. Astăzi simt nevoia să zic pline cu pelin. Și am zis că fac o etalare mai scurtă și iau-te cât am asul de cupe. Puteți manifesta? Sau ei? Cine pleacă dincolo de aceste blocaje? Măi, cineva a blocat steaua. Steaua și regina de cupe și mai nu știu de ce, eu am senzație, vă supărați, nu vă supărați, că ați blocat sufletul, un suflet pereche care venise să vă ajute. Și acesta manifestă stabilitate și dragoste într-o altă direcție. Văd marcaș puternic în fecioară, în taur. Capricornul sau nu neapărat zodia Capricornului, această, să zic, obsesie sau interes exagerat pentru bani, pentru profesie, pentru familia. Și n-am nimic cu familia, vreau să mă înțelegeți. Bine, n-am nimic cu familia, dar sunt familii toxice. Cineva se eliberează, iau-te, zero. Preîmpărăteasa, lasă în urmă. Lasă în urmă. Interesant, apare 8 de cupe pe împărăteasa, lasă în urmă o poveste. Sper că s-a înțeles, eu știu. Sper că s-a înțeles. Nu știu ce. Am senzația că acum la balanță vorbesc altfel decât la alte zodii. Nu mai zic că au fost niște blocaje în comunicare. Ale persoanei care nu este obișnuită să comunice din suflet, ca să fie clar. Pentru că există și channeling. N-are nicio legătură cu oboseala, că eu la ora asta nu mă culc de obicei. Așadar, cine pleacă, interesant, merge către 9 de cupe, mi-aș dori din tot sufletul să vă eliberați voi de lucrurile care vă apasă, de oamenii care vă stau în cale, care v-au stat, v-au creat blocaje. Și să mergeți către dragoste față de voi, către trezire și către victorii. Aș vrea din tot sufletul. Da? Dar, repet, pentru asta trebuie să lăsați 8 de cupe. Lăsați în urmă lucrurile astea. Și să mergeți către 9 de cupe și 9 de monede. Știți, poate vi se pare ciudat că vorbim de eliberări. Da! Se schimbă coordonatele și februarie e atât de puternic, o să fac un videoclip, e atât de puternic. În februarie se schimbă coordonatele. Și ia ca vă zic vouă, nu știu cât o să ascultați voi, cât o să vă dați seama. Dar în februarie se schimbă coordonatele. Așadar, în lumea nouă care vrea, va să vină, ce aveți acum
nu va mai conta. Ce aveți în suflet va conta, eventual. Ia uite. Relații karmice care vă țin pe loc. 32.5. 5 e marele preot, da? În care vă căsătoriți, că zic părinții, că așa, e, că așa face toată lumea, că e vârsta, că aia, că e la alta. Aveți un job stabil, cât se poate de stabil, lucruri conformiste. Dar vă trebuie putere, laute, să recunoașteți că aveți nevoie de schimbare, vă trebuie putere. La capătul setului de cărți, cineva oferă daruri și face o declarație de dragoste. Și uite așa, se manifestă 21, o nouă lume. Cineva care alege dragostea, vine cu cadoul și face o declarație de dragoste, dar mai dăm o carte totuși. Cine? Cine a îndrăznit să recunoască că are nevoie de schimbare? Sper că s-a înțeles. Încerc din toată puterea, din toate puterile mele să fiu neutră. O romanță. Se poate manifesta o romanță, o dragoste în această perioadă, repet, dacă vă eliberați de acele legături obsedante, obsesive, de oamenii care trag de voi. Ați văzut cum trăgea cineva cu oamenii care trag. Și dacă voi simțiți așa, vă rog frumos, lucrați un pic cu voi ca să nu trageți de nimeni. Miracole și binecuvântări. Dacă îndrăzniți. Ce? 13. 13 era moartea și renașterea și 13 era și numărul acelor conexiuni toxice. Așadar, tăiați stringurile. Și să știți că multe le avem cu membrii familiei în care ne-am născut, cu strămoșii. Nu întâmplător a apărut acea carte. Mare, mare grijă. Fără supărare. Dacă vă supărați asta, eu îi spun ce sunt ghidată să spun. Miracole și binecuvântări. Cu alte cuvinte, renunțați la relațiile karmice, încet, încet, că nu se poate brusc, și veți atrage romanțe, romantism sau iubiri frumoase, sănătoase. Iartă. Iertați. Analizați situația și arătați ceea ce trebuie văzut și știți cui? Celor care v-au manipulat. Mai ales dacă aveți de-a face cu narcisiști. Mare grijă când vă eliberați de ei. Cu tact, cu stil. Și fiți deschiși la schimbare. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau.